Hai, până dimineața, azi luni. Vrem să fără lavanda asta, că începe să-mi florească aici. Căpșunile copsesc una zile trecute, dar au mâncat o melci. Iar acolo iau căpșunul cu flori roze. Așteptam când se bârguiesc, trebuie să culese căpșunile. Mi se lua pe Cristian să le culea cu mânuța lui. Vreau să arăt așa un pic grădină, că a trecut ceva timp de când nu v-am mai arătat. Cât de mult au crescut astea, cât de mult au crescut ele frumoasele. Știi cineva cum să mulțesc florile astea? Aș vrea tare mult să am și la anul din ele, că știu că la toamnă mor și asta e, ba. Ia, și pe roz, așa. Și azi la alte, nu au făcut margini albe. Asta a căzut din ghefecele de sus, de la vânt. Era, nu era trecută sau așa ceva, dar vântul. Ia. Aia are și flori uscate, trebuie scurățate de acum. Bă, că am niște gunoaie pe aici, trebuie să le strâng. La vânt, avem o vreme, zici că iarnă, Doamne iartă-mă. 6-7 grade pe noapte, 10-11-12 pe ziul, 15, dar cu vânt foarte puternic și rece, vântul zici că e iarnă, oricum stai îmbrăcat cu ai îngroase. Da, hai, bună din nou. Mi-am luat papucii de grădină, mi-am pus capotul pe mine, că așa stai afară când e frig. Vine soarele ușor-ușor, dar avem vreo 13 grade, deci e frig cu soare cu tot. Aici am niște plantuțe scoase din casă, niște suculente, alte plantuțe, trebuie să intru prin ele, să le curăț. Eventual, paleasele suspend pe suporturi. Aici, hai să vedem, așa facem un tur al grădinii. Bucăți de lemne, trebuie scămăturate, puse la gunoi, bucăți de plastic, ci pe aici. Lucra Mihai a făcut peretele ăsta aici la terasă, pentru că plouă extrem de tare înăuntru și intră apa până în ușă. Apoi mai are aici alte plăci pe care urmează să le taie, să le facă pentru aici, pentru la iarnă. Momentan o să le taie pe dimensiuni, dar o să le pun în altă parte, aici lasă liber. Momentan au făcut doar peretele ăsta pentru că plouă mult prea mult, ioanul ăsta e foarte urât. Pe aici trebuie să mă uit prin salata asta, că s-a mai uscat. Căpșunile s-au uscat toate aici, văd și asta mare, s-o sucă. Nu le merg aici, asta e, alea din grădină din față merg. Trebuie să mai taie din salată ca să mâncăm. Coleșul un fir de mazăre, wow! Pentru că, iată, așa se întâmplă cu salata, dacă mă tai să o mănânci la timp, s-o sucă, se strică. E, pe aici am niște flori de curățat, de frunzi, au fost mâncate de mergi, văd. Flori trecute. Pe aici am prea multă mentă, prea multă mentă, trebuie să intru și în ea s-o tai, că umbrește restul. Aici ies un fir de mentă lângă castraveți și nu vreau. Castraveciorii sunt foarte pitici. What? What? Ce s-a întâmplat aici? Ia uitați, castraveciorul ăsta mic. Tufa asta mică, ce-a făcut aici? Voi vedeți castraveciorul ăla? Voi vedeți asta? Din tufa asta mică? Tu la, Doamne, altă mentă pe aici. Trebuie să intru și să curăț. Pe aici ce mai este? Rucola. Firii de roșii, am trecut, am avut aici două firii de roșii cherry și au căzut seminții pe jos, așa nu stau și roșii pe acolo câteva, pe acolo alte câteva, văd că a mai intrat Mihai și a săpat și a mai smuls din burieni. Vreau să mă eliberez de aici. Irisul ăsta s-a culcat la pământ de vânt, s-a trecut, vreau să tai cracul ăsta. E menta, vreau să o răresc, să mai tai ce e asta mare. Pe aici se intru și pe un pic să le smul buruienele, că au și câteva burieni. Aici n-am ce să fac, rămâne așa. Pe acolo vă caut și un pic câteva burieni. Se intru și acolo, să curăț și florile astea atârnate, cum le s-au trecut. Am și meri. Cireșele s-au dus, au căzut florile și n-au supraviețuit nici măcar o cireșică. Un măr acolo, 2, 3, 4 meri. Foarte bine. Ia să vedem aici ce mai avem. Un ghivec pe care trebuie să-l curăț și să-l duc înapoi în casă, că la ai de casă. Acolo trebuie să plantezi și intră la niște suculente. Astea i-a tuns Mihai și pe aici a rămas uscături. Trebuie să mătur, să curăț. O altă floare scoasă din casă. S-o suspend și pe asta pe brațul ăsta. Le-am pus în marketplace, dar nu le vrea nimeni, văd. Astea le-a scos Mihai aici ca să le ude ploaia, să dezvolte mai bine. Asta a stat în ploaie și s-a dezvoltat mai bine. Asta a stat la dos și e mai puțin dezvoltată. Da, trebuie să mă pun pe aici, mai sunt burieni de ciugule, din tridale, de măturat. Hai să dăm drumul la treabă, zic, de aici. Trebuie să
să mă uiți pe la astea, să le curăț un pic. Da, hai să dăm drumul la treabă, nu mai stau să filmez. Ah, mai am și acolo florile de primăvară. Să le tai și să rămână doar floarea aia înflorită. Să dezvolte ea mai bine. Le tai ca să rămână bulbi în pământ, na. Hai, da, până din nou. Am primit câteva produse pe TikTok Shop. Cred că 5 sau 6. 6 produse. Le-am primit în urmă cu vreo 2 ori, o oră. Au venit 3 persoane de le-a adus. Hai să vă arăt așa pe fugă. Am făcut live pe TikTok, pe ambele conturi. Le-am prezentat acolo, dar am zis hai să le arăt și pe YouTube. După care urmează să le fac video individual și pentru a posta pe TikTok. Am aici din nou vitamine pentru Cristian, vitamina D, 60 de geleuri, se ia una pe zi, astea ajung, pardon, mă scuzați, astea ajung pentru 2 luni de zile de la Wellguard. Noi mai avem o cutie exact la fel, îi pe terminate, așa că i-am mai făcut recoezie în cutie. Apoi am aici ashwagandha calm, sunt 60 de pasteluțe de capsule cu vitamina D și multe alte cele de la Geeks, Nutrition Geeks. Este o companie foarte căutată aici în UK. Foarte multe produse au ei și sunt foarte multe produse utile la ei. Eu mai am produse de la ei. Sunt pentru calmare. Eu le-am luat pentru zilele mai agitate, în special la muncă, atunci le folosesc. Atunci am nevoie de ceva să mă calmeze, pentru că sunt unele shifturi foarte aglomerate, unele turi foarte aglomerate și stresante. Atunci când ai responsabilități multe, chiar ești stresat, iau una din când în când ca să pot să mă focusez pe treaba în continuare și să pot să îmi continui treaba. Apoi i-am mai comandat o jucărie și anume asta. Este ca un arc cu săpun și face bulbuși dintre ăștia. Așa arată ea. Da, știu, este pe roz, dar în momentul în care am făcut request de jucăria asta, asta era culoarea disponibilă pe care o ofereau gratuit ca și monstru pentru a o promova. Și da, am primit toate astea. Deja v-am obișnuit că majoritatea produselor pe TikTok Shop pe care vi-am arătat aici pe YouTube sunt primite. Da, am acceptat așa rozul ca și monstru. Copilașul se va bucura, Cristian se va bucura, nu contează sau nicio formulă, ce culoare are, credeți că dacă e roz nu se va mai juca cu ea, Doamne ferește-mă, nici de cum. A venit cu 2 sticluțe așa de apă cu săpun de pabulis între ăsta și cu 2 pungi de săpun, așa, sunt de la 3 ani plus. Punga asta de săpun o bagi în bidon, bidonul umpli cu apă, mixez bine ca să facă bubbles, să facă bulbuși între ăștia, cum se ia, băloane. Super interesant asta, o să o desfac și o să o ascund, o să o dau lui Cristian mai târziu, nu acum. Nu știu dacă v-ați uitat la vlogul anterior, eu acolo pe cine meu am o planșetă cu sticării, mai am una în baie. Alături am foaie goală, iar când el face ceva, când ne ajută la treabă sau, nu știu, când face ceva bun, să ne ajute, să fie, sau dacă mănâncă într-o zi în care el n-are chef să mănânce, dacă e bolnavier, nu vrea să mănânce și îl păcălesc, îi dau un sticker, iar când strânge să ieși sticker, îi primește o surpriză. Ei, chestiile astea, asta se întâmplă cu ele, jucărioarele după TikTok Shop, ajung să fie little surprise, cum se cheamă, surprize pentru el atunci când a strâns 10 stickeri din acelea. Apoi, am mai primit tot Cristian un ou de dinozaur cu lumini. Trebuie încărcat, nu pot să vă arăt acum luminile și asta pentru că nu am baterii. Trebuie, el este pe încărcare prin cablu, prin USB, ai și diverse funcții, butoane, bla bla bla, dar îmi trebuie baterii pentru telecomandă. Pot să setez o oră, două ori, multe alte chestii, are și sunet pentru somn. Vine cu indicații, cablu de încărcare, asta e cutie, vine și cu un manual de instrucțiuni acolo. Pe diferite culori, îți luminele, luminează în diferite culori. Hai să vedem aici, cu sunet pentru relaxare, se poate folosi pentru petrecere acasă, lumini de noapte, ambience light, lumini de ambience, cum se traduce în română? Lumini de fundal, ambiente, pentru luat cina, dacă vrei să ai lumini mai romantice, așa, poți folosi și în camera de jocuri, game room, așa vine nebunia asta. Night lights, ambient light, relaxation, gift and party lights. Super tare, abia aștept să-l pun în funcțiune. Din câte am citit, are sunete pentru relaxare, dar sper să aibă și totuși sunete
din dinozauri, mi-ar plăcea. Apoi am mai primit aici un set de 3 perechi de pantaloni scurți. Astea sunt foarte faine la material, sunt subțiri, sunt foarte subțiri materialul, nu se lipește din sub ciocolul, dar nu se vede prin material. Nu se vede prin el, chiar dacă așa subțiri, vine cu buzunare și o pereche așa pe turcoaz, o pereche pe gri, am scăpat una, și o pereche pe negru. Iar aici mai e o geacă, o geacă dintre asta am mai luat în urmă doar câteva săptămâni pentru Mihai, exact aceeași culoare, exact același model, este waterproof, de vară, subțire, super fain, am pus-o și-o pe mine și îmi place cum se așează, este pentru bărbați, asta am luat-o pentru fratele meu, sper să-i placă și sper să te bucuri de ea, el și-a ales culoarea, nu, ce să zic, sper să-i placă, bă, că are buzunar pe interior, oh, super tare. Nu știu, cam atât și cu produsele venite astăzi pe TikTok Shop. Cred că mai venit, stați un pic, mai venit să zilele trecute. Mai venit să zilele trecute câteva produse. Aici, mașinăria asta este un ventilator. Portabil, mini, cum? Are 3 viteze și are să îi pui apă. Stai să-l sting, să ne înțelegem. Aici îi pui apă și scoate și vapor de apă. Pentru atunci când vrei să te răcorești, vine așa cu sticulița asta ca să poți pui apă în ea. Ce mai aveam? Asta e și cutia. Trebuie să o și filmez sau postez. Am mai postat-o, dar vreau să mai fac un video. Am mai venit toți zilele astea și produsul ăsta de la iarăși de la Geeks. Turmeric cu black pepper, curcumin and ginger, 120 de pasteluțe vegane. Uite că astea numai și pentru ce erau. Trebuie să citesc Easy Swallow, ingredienți importante, notex, dar nu mai știu pentru ce era asta, trebuie să mă uit din nou la episode, pe celălalt pachet scrie că pentru calmare, dar asta chiar nu mai țin minte. Nu, și cred că asta e tot, zic eu, nu? Să mă mai uit pe aici prin casă, dar, nu, stați, mai am ceva. Mai am ceva de la Strong Life, iarăși, și ăștia foarte căutat pe TikTok Shop, au și ăștia câteva produse foarte bune, foarte, foarte bune și foarte utile, mă, oameni buni. Sunt picături pentru somn din sâmburi de struguri, miroase exact, struguri, miroase foarte, foarte bine. Ce că îți relaxează mușchii și te poți odihni mai bine, ai un somn mai liniștit. Acum nu știu ce să zic, 30 ml, 600 de drops sau de picături, oral drops. Da, să pun pe limbă, să țin acolo pentru, dacă ține minte bine, pentru 90 de secunde sau 80, 90 de secunde și apoi poți să bei ceva lichid. Trebuie să-l filmez și pe astea, că am uitat ele. Noi ne-am pus făcută prăjitură. Fac o prăjitură cu foi și cu budincă. E foarte aromat blatul, ceea ce îmi place. Urmează mie de să bag la copt. Take it. El vrea a lua dintre ăsta ca să joace cu el. Dar eu l-am părțit printr-o trăită. You want this one? Yeah. Ok. Abia am primit niște jucării după TikTok Shop. Astăzi ce este? Miercuri. Și vreau să vă arăt și vouă, dar fuga, pentru că se poate trezi Cristian în orice moment. Și nu vreau să mă prindă cu jucăriile. I-am luat un set dintre ăsta de fast food, cu casă de marcat, cu bănuți, cu sosuri, cu sticări, cu meniu, cu înghețate, cu aripioare, burger, orice, orice, orice sunt. E foarte, foarte tare jocul.
cafea, cartofi, orice, îl deci super tare, că nu se pierde vreme, îl dau să joace cu el și o să vă arăt atunci mai bine. Jucăriile astea am primit voucher 15 lire, două voucher am primit de 15 lire, pe fiecare cont de TikTok am două conturi, am primit câte un voucher de 15 lire, da? Și am folosit pe unul dintre conturi, am luat setul ăsta și cu setul ăsta. M-a costat, nu știu, vreo 16-17 lire cu tot cu transport, ceva de genul. Deci a trebuit să plătesc eu transportul. Ăsta e un set de armată, sunt o grămadă de soldați, ziduri, ci pe aici, doamne, butoaie, sunt tot felul de obstacole de făcut exerciții în armată, foarte, foarte multe chestii legate de armată. Este un set mare, am crezut că e un set micuț, dar nu e foarte mare, am crezut că e la jumătate, sincer să fiu. Apoi am mai comandat pe un alt, pe celălalt cont de TikTok, tot la fel de la ei, alte două jucării cu voucherul ăla de 15 lire. Și acolo am plătit transportul vreo 2-3 lire, ceva de genul. Doar că alea n-au ajuns, o să le arăt când o să ajungă. Apoi am mai primit aici două mașini de astea de făcut masaj. Da, eu mai am una pe care o folosesc eu cu Mihai. Am mai luat una pentru părinții mei, apoi mi-am dat seama că și socrii mei au o problemă cu spatele, plus cumnata mea și are probleme destul de nasoale cu spatele și atunci am decis să le iau și lor, să le ducem în România, că mergem în concediu, le ducem și lor. Iar aici mai am o pereche de păpuci pentru socrul meu, pentru iarna. Cam așa arată ei, sunt cu puf dintre ăsta la interior, sunt foarte călduri, să știți, și sunt destul de moie, adică au un strat gen burete, nu este strat tare și apoi lănița asta cu ea, nu, are un strat de burete, e foarte fain. Să vedem materialul pe aici, deci pentru la iarnă sunt perfect, pentru că pe meu l-a luat, nu știu, este în grădină, la păsări, la dat mâncare, la găini, chiar sunt foarte bun. Oh no, he's coming! Hai să vă răfugă ce am mai luat lui Cristian Petito Shop. Îi luaserăm chestiile astea în urmă cu vreo 4-5 zile. Faza a fost că primiserăm două cupoane, dar v-am zis, cred că în vlogul săptămâna asta, că am primiserăm două cupoane de 15 lire, pe fiecare cont de TikTok câte un cupon și pe una am comandat două jucării și pe una altă două jucării. Și tura asta am primit așa un set de 4 camioane dintre astea. Vin cu șurubelniță, o șurubelniță micuță, pentru a demonta roți, acoperiș, fiecare participă în parte. Lui Cristian îi plac jocurile astea, el a mai avut ceva, dacă nu mă știu, la ce arete shop, chiar acum îl văd în fața mea, e băgat acolo între jucării în rafturi. L-a desfăcut bucată bucată și l-a mutat la loc de 11.000 euro. Și da, sigur o să-i placă mașinuțele astea și cred că cel mai probabil o să-i dau una câte una și îi dau șurubelnița. Adică ca să am, să-i dau mai multe zile câte o surpriză, o mică surpriză. De exemplu, când faci ceva bun sau nu știu, când a fost foarte cu minte sau a fost foarte înțelegător, primești câte ceva micuț și șurubelnița trebuie să o am grijă de ea să nu o pierdă ca la următoarea jucărie să o poată folosi. Și aici mai am un și asta, Mini Watch Remote Control Car. E o mașină micuță, într-un suport pe care îl poți să-l călămâni ca pe un ceas. Vine cu cablul de încărcare, vine și cu o șurubelniță micuță, a venit și cu baterie. Pentru asta, că îi trebuie aici baterie. Nu știu mașinuța, în schimb, cu ce merge să încarcă din aparatul ăsta oare. Deci nu știu, are aici un buton să-i zice. Oh, asta e mașinuța. Așa arată mașinuța. Mă, e foarte calitativă, sincer să fiu. Mașina se vede plastic, dar nu, e de metal. Și are ea aici un buton, o pornești, notificări, mă mor mâncat notificările astea de la TikTok Shop și de la multe alte chestii. Are un buton pentru a merge în față și un al doilea buton pentru a se întoarce, să schimbi direcția. E super tare. Fugi mașinuța asta, aleargă prin casă de rupi, deci Cristian o să fie fascinat și de jucărioara asta. El mai are ceva similar, genul mânușă de Spider-Man cu niște ventuze care se lipesc și îi plac genul ăsta de jucărioare care vine atașate din mână și pleacă cu el de acasă și le dă jos mai încolo. Și pleacă cu el de acasă,
Când mergi la grădiniță, la fel, își pune mănușa aia pe mână, uneori dimineața, când ajunge acolo de jos, o pune în rucsăcel ca să nu o ia în clasă cu el, că na, mai sunt copilași și vor să ia jucăria, că sunt și ei curioși. Așa că el știe, își pune jucărioara în rucsăcel acolo. Parcă îl văd că o să plece și cu asta după el la grădiniță și că o să pună în rucsăcel ca să nu rămână fără ea, să nu uite pe la grădiniță. Salutare, astăzi e sâmbătă. A prima parte a zilei am fost cu treabă și eu și Mihai, am stat și pe Cristian la grădiniță, am fost și la școală să lăsăm hârtiile de înscriere. Știți că am modificat camera, că nu-mi plăcea cum se vedea. Aici, prăjitură de... când am făcut-o? Miercuri, joi? Nu mai știu. Mai e încă cam jumătate de tavă. Mihai aici a făcut astăzi un saganache cu miel care miroasă bestial în toată casa. Aici pun să fac o cafea. Fost la cumpărături astăzi, am și dormit, am făcut și o baie. Mihai a făcut de mâncare. Ce-o mai făcut Mihai? Nici nu mai știu. Plec la muncă pentru 10 ore, plus 2 ore pe drum. Dacă s-a auzit, am zis că plec la muncă pentru 10 ore plus 2 ore pe care le pierd pe drum de să întorc. 13 ore, așa că da, am dormit pentru că am nevoie de somn. Mai ales că noapte n-am dormit foarte mult, vreo 7 ore, cred. Hai, bună seara, sau bună dimineața, de fapt că îi ciesa. Vineri spre sâmbătă, e 2:30 noaptea. Am venit la muncă și am găsit pachetele astea, pe orice față întorc pachetele astea au o adresă și avem aici un plic, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și costă mai 7 pachete. Pun să le deschid, ia să le acoperă așa pe toate în zonă, vadă. M-a pus deschid 1, 2, 3, că trebuie să le și postez imediat pe TikTok. Acum le dau noapte, dar sunt și curioasă ce am primit. În orice caz o să revin cu filmări, o să vi le arăt și vouă într-o altă zi.